și admiratorii mei, dacă sunteți fani, dați un like. Dacă sunteți fani mei cei mai mari, dați o inimioară. Înainte, vreau să vă prezint această carte, The Griffoni. Este despre un grifon și o fată pe nume Melody. Fetelor, o să le placă să afle o poveste despre o fată și un grifon, pentru că totuși e vorba despre o fată și în carte mai multe fete decât băieți, bineînțeles. Doi băieți și patru fete în poveste. Sau mai multe, nu contează. O găsiți la Cărturești. E la Cărturești și nu e scumpă. Cum? Să începem. Azi vreau să vă arăt ceva. De fapt, vreau să facem ceva. Da, nu trebuie să mă așteptați. După va trebui. Numai să deschid asta. L-am deschis, numai să rolesc și... Am zis să rolesc. Bine. Și așteptați-mă. Am niște lucruri de adus. Da, păi, revin! Da, astăzi am mai băut un sur din ăsta mare cu arome de banană. Dar asta nu contează. Aveți un ciupa-ciups mare surprise. Trebuie să aveți la voi. Bine, asta nu mă dă. Așa uite la ce și-a pus mama în el. Structurați-l. Stați, să-mi deschid asistentul meu. Aveți doar partea de jos, gasconaș, nu trebuie neapărat din acesta, dar trebuie să aveți un bastonaș sau o cană. Bravo, foarte! Eu am mâncat mai multă, nu trebuie să fiu mai deșteaptă acum că m-am dus. Deci, trebuie să aveți un Santal Ace multifructe. Cum trebuie să aibă o imagine de moto, de portocală și de lămâie. Vreau să vă zic că mai de mult, ca să afle, de fapt nu, mai de mult, că când se aflau că unele vrăjit, că unele fete sunt vrăjitoare, ca să scape de ele. De fapt,
ca să aibă noroc, le ucideau și sângele lor, bine, acesta este sângele lor, sângele lor a turnat prin turn din asta. Și la tot oamenii din acel sat era pus atât. Și copii și orice vârstă ar fi avut și mămicile însărcinate trebuia să bea sângele. Și topii foarte mofturoși, care nu vor numai anumite lucruri, trebuiau mămicile să-i forțeze ca să bea acest sângele vrăjitoarelor. Pentru că asta atunci se zicea că te face să ai noroc, pentru că vrăjitoarele îți aduc ghinion, dar sângele lor le aduc lor noroc. Deci sângele vrăjitoarelor aduce noroc. Dar cum acum nu mai sunt vrăjitoare pentru că a fost deja consumat tot sângele de vrăjitoare, eu fac asta cu Santel, pentru că sângele vrăjitoarelor era tot potocaliu ca acest Santel. Deci puteți, ca să faceți ceva mai înfricoșător, să faceți asta. Și chiar puteți să-l beți. Nu e otrăvitor, e doar sandal. Dar se zice ceva. Și cei răi care au făcut o infracțiune, trebuie să e tot așa. Să iau ăsta, mai fac o dată. Să toarne, poate am turnat un pic mai mult, dar nu contează. Să toarne, dar acum să pună și sare în el, pentru că asta înseamnă ghinion, pentru că sarea se, de fapt nu, se punea zahăr, pentru că se zice că dacă răsturni zahărul, vei avea ghinion. Se răsturna zahărul în acesta și așa. Dar acum eu nu pun zahăr, pun numai, bea numai așa. Deci, asta e, asta am vrut să vă explic, dar vă implor, căutați Cărturești. Nu e în satul mare, dar e în alte orașe, dar e în România. Vă rog, vă implor. Căutați Cărturești și luați Drifonii. Da, hai să vă zic câte pagini are. Cred că o să vi se pară prea multe pentru copii. 224 de pagini, dar are și imagini. Și imaginile, da, toți copiii mici vă doriți să fie colorate. Dar această carte aduce copiii mici la, ca să fie mai maturi, să nu fie numai joacă. Imagini colorate, să citim din imagini. Nu, să vedeți. Imagini gri. Hai să vă caut o imagine gri. Gata. Am găsit una care să vă și placă.
în alb și negru. O să întâlniți la pagina 166. Uitați. Se vede? Hai că să mă uit pe cameră dacă se vede. Uite. Așa, să vedeți toată și vedeți numărul. Îl vedeți? Hai, nu contează. Deci, o să vedeți la pagina 166 asta. Pa, pa! Dragi!